găsit tuturor la lansarea oficială a evenimentului cel mai important al lunii ianuarie, organizat de Proiect Alexandra Coman, respectiv webinarul de deschidere al anului. Acest eveniment are loc live pe data de 28 ianuarie. Camera de webinar se deschide la ora 10 dimineața pentru a facilita intrarea virtuală a participanților, iar webinarul propriu-zis începe la ora 11 dimineața, ora României. Știu că nu toată lumea poate participa live, dar sunt foarte multe persoane care își doresc acest webinar. Iată de ce, dacă achiziționezi intrarea, participarea la acest webinar, ești pe lista privată a celor care primesc în sistem, of course, desigur, privat, filmarea ulterioară a evenimentului. Încă de acum precizez că filmarea evenimentului va sosi la participanți în decurs de 7-10 zile lucrătoare după ce evenimentul a avut loc, deoarece durează puțin perioada de montaj. Noi încercăm, ca de obicei, să fim cât mai prompți și mai eficienți în a vă livra filmarea, dar ne luăm o marjă preventivă de 7-10 zile. În toate webinariile anterioare știți foarte bine că ați primit mult mai repede filmarea. Deci, 28 ianuarie, ora 10 dimineața, deschiderea camerei, 11 începem propriu-zis evenimentul. Un eveniment care este unic printre tema aleasă, pentru că de această dată m-am hotărât să vă duc într-o experiență de-a dreptul catarctică legată de a te alege pe tine însuți sau însăți. Alege-te pe tine este tema webinarului și... Așa cum știți, cei care sunteți veterani în webinariile pe care le realizez, întotdeauna am spus acolo și spun și aici public, nu mă ascund, trăiesc temele webinarilor. Eu nu fac webinarii citind dintr-o carte numai, pentru că în spatele unui webinar este întotdeauna documentare și iarăși documentare și iarăși documentare, multe săptămâni de documentare. Dar în același timp viața mă pune în situații în care trăiesc anticipativ tema webinarului. Iată de ce înțeleg perfect persoanele care vor alege să participe la acest eveniment, pentru că primul algoritm pe care l-am pus în acest eveniment este următorul. Să vină numai oamenii care vor autentic să facă o schimbare cu ei. Să vină oamenii care autentic își asumă că au sânge suficient în baterie să accepte un singur lucru de care ne temem cu adevărat. Noi nu ne temem de moarte, noi ne temem să fim fericiți. Pentru că am observat de-a lungul carierei mele de astrolog, de-a lungul experienței în interacțiunea cu oamenii, că oamenii se tem să facă o schimbare. Suntem asemenea, deci ne băgăm toți în aceeași oală de data asta. Suntem asemenea unor măgari care ducem în spate poverile vieții și fiecare din noi are de urcat un munte personal, fiecare din noi are de urcat un deal personal și viața, vă asigur, și știți și voi acest lucru, nu este deloc blândă cu noi. Când spui că ești pe o nișă care trebuie, când spui că ai ajuns la obiectivul dorit, bang, se schimbă ceva și întotdeauna ești propulsat într-o altă experiență unde de multe ori trebuie să o iei de la zero, unde de multe ori trebuie să te confrunți cu negativitatea celor din jurul tău, cu lipsa de încredere pe care aceștia ți-o alocă și, mai mult decât orice, lipsa de încredere vis-a-vis de propria-ți persoană. Oamenii se tem să facă o schimbare. De multe ori am observat că alegem să stăm în situații groaznice, teribile, de abuz, de suferință, doar pentru că sunt familiare, doar pentru că noi credem că acel lucru este familiarul nostru. Când te duci spre zona de fericire, implică la fel o schimbare, numai că înseamnă să sondezi lucrurile pe care tu crezi că sunt deja noi și nu le-ai mai trăit până acum. Iată de ce ne este greu să facem schimbarea, switch-ul către fericire. Pentru că nimeni nu ne-a învățat să facem acest lucru. Nimeni. Spune-mi, cine te-a învățat de la A la Z cum să accesezi partea de fericire? Părinții, în familie? Spune-mi dacă oamenii care te-au crescut au fost 100% fericiți și trăiau așa într-o lume a zânelor, călare pe unicorni roz și fiind zânuțe și zânei. Te asigur că nu. Oamenii care te-au crescut, fie că sunt părinții tăi, fie că sunt alte persoane, au avut zbaterile lor, au avut experiențele lor, au venit din spate cu traumele lor, cu modul de a privi viața pe care, ce să vezi, l-au impus și ție. Abia acum, generația nouă de părinți mai se uită în stânga, mai învață puțină psihologie, aleg să-și crească copiii într-o altă manieră. Dar la noi, foarte mult în cultura românească, a fost conceptul fac copil ca să mă îngrijească la bătrânețe, fac copil ca să și-l cresc și le duc ca să fie sclavul meu viitor. Chiar dacă nu o spuneau public sau nu o verbalizau, credeți-mă, ăsta este motivul. Probabil ați auzit de multe ori varianta, îți las casa ca să ai grijă de mine sau las casa cuiva să aibă grijă de mine. Deci întotdeauna exista o condiționare, întotdeauna trebuia să primești haine, mâncare și afecțiune ca să iei note bune la școală. Notele alea bune la școală te condiționau de relația cu părinții. Trebuia să înveți să taci din gură, trebuia să spui politicos bună ziua și să rumâna oamenilor care îți displăceau. Și uite așa, încetul cu încetul, personalitatea ta autentică, esența ta s-a modificat de-a lungul timpului, pentru că ai fost, exact cum am spus la începutul metaforei folosite în această filmare, un măgar, ca noi toți, care își duce desagile în spate și trebuie să facă frumos ca să-și primească porția, rația de mâncare ulterior. Și același lucru se continuă și în viața ta, și în relațiile tale, care de multe ori pot fi niște compromisuri sociale. La serviciu unde trebuie să faci frumos de teama că s-ar putea să-l pierzi și ce se întâmplă? Pleci dintr-un serviciu rău către ce? Da? În fața ta este abisul. Stai într-o relație nefuncțională pentru că, ce să vezi, îți este prea frică să fii singur. Pentru că dacă ești singur, înseamnă că ești singur cu gândurile tale și aia e cel mai greu lucru. Ți-e frică să-ți abordezi copiii într-o anumită manieră și ori devii prea permisiv, ori devii prea agresiv. V-am spus, din fericire, acum generațiile noi abia încep să-și pună niște întrebări despre parenting. Alminteri, până acum era cum dă Dumnezeu. Iată de ce în următoarele zile vă voi prezenta teme diverse pe care le voi aborda în acest webinar. Vă voi prezenta temele, pentru că în webinar ne punem pe treabă. Și algoritmul, în primul rând, înainte de a spune prima temă pe care vreau să o abordez în acest webinar, vreau să spun algoritmul după care mă ghidez în acest webinar. Eu nu am nevoie în webinar să vină oameni care dau bani doar ca să se uite la Alexandra Coman foarte multe ore, pentru că webinarile mele, eu spun întotdeauna, o oră jumate, două. Îmi iau marja de o oră jumate, două și terminăm cu 5-6 ore. Întotdeauna este atât cât trebuie. Nu există webinar făcut de Alexandra Coman care să fie cu cronometru, pentru că nu suport cronometru. Noi ne adunăm acolo și ne facem treaba. Când terminăm, terminăm. Dacă nu poți să stai tot webinarul, foarte bine, ți-am dat varianta, ești înscris la el, primești filmarea ulterioară. Și asta este. Deci, odată, nu stăm cu bățul în mână, minim o oră jumate, două, maxim cât trebuie. 2. În algoritmul de participare la acest webinar, eu nu am nevoie să vină oameni să se uite la mine cât de minunată și absolută sunt, că vă puteți uita gratuit la mine și pe YouTube dacă vreți. Eu vreau oameni în acest webinar care vin să facă ceva autentic cu ei și vin să li se întâmple lucruri bune după aceea. Pentru că dacă tu vii într-un eveniment și dai bani la mine, la altul, la oricine, iar tu continui în aceeași paradigmă de a stagna în suferința ta, mai bine, du-te cu banii ăia și du-te la un film. E mai fain, e mai ok. Du-te și scumpără nu știu ce. Deci nu investi dacă nu ești pregătit autentic să faci o schimbare reală în viața ta. Dacă vrei să alegi să rămâi în situația în care ești actuală, în griul vieții, ok, nimeni nu te forțează să pleci de acolo. Dar în momentul în care ai decis să plătești taxa de participare la acest webinar, asumă-ți că informațiile pe care le vei primi în webinar devin niște semințe care se plantează pentru a rodi ulterior. Nu am cum să-ți garantez că ți se întâmplă miracole a doua zi, peste o săptămână, peste o lună sau peste un an. Pentru că miracolele care se vor produce ulterior depind de disponibilitatea ta de a folosi informațiile pe care eu ți le dau. Eu vin cu o serie de informații, dar dacă tu le pui acolo undeva într-un colț al minții, da, ele vor funcționa la un moment dat pentru că sunt semințele plantate, ele se vor trezi. Dar Rezultatul autentic este în momentul în care tu începi să lucrezi conștient în fiecare zi. Iar pentru că eu, ca și semn zodiacal, sunt un semn de foc care nu are timp, eu nu am timp, eu sunt o structură de foc, de aer și de apă. Eu nu am timp vibrațional, energetic, structura mea mentală și sinapsele mele nu suportă sub nicio formă, nu știu ce ritualuri, să stăm ani în șir să ne vindecăm. La fel cum spun clienților mei, când te duci la un psiholog, când recomand un terapeut, dacă terapeutul ăla în 6, 8, 10 ședințe nu te-a trecut puntea, atunci schimbă-l că-ți pierzi vremea. Eu când aud oameni că sunt în terapie zeci de ani la același terapeut, sunt șocată pentru că mai bine și-ar da foc la bani decât să se ducă acolo. Tu vrei rezultate, tu trebuie să înțelegi. Și asta e primul pas din, uite, azi îți dau un bonus gratis. Dacă tu vrei să te alegi pe tine, atunci să știi în ce îți dai banii, pentru că tu îți pierzi vremea făcând bani, tu îți duci din viață, tu îți arunci viața la gunoi ca să faci banii ăia cu care tu plătești un serviciu. Dacă nu este rezultatul venit de pe urma serviciului respectiv și tot te duci într-o direcție și tot te duci într-o direcție, săptămâni în șir, luni în șir, ani în șir și nu ți se întâmplă nimic și stagnezi în aceeași mocirlă, păi fratele meu, trezește-te că înseamnă că, nu știu, ești drogat complet. Deci, dacă tu vii la acest webinar și investești în informația primită, fă schimbarea. Și schimbarea nu începe, vă rog să înțelegeți, nu începe din a te duce să-i dai în cap agresorului tău din relație. Nu înseamnă că dacă ai fost sâmbătă la webinar, te duci luni și spui șefului tău că este un dobitoc. Nu înseamnă că dacă ai venit la webinar sâmbătă, te duci luni și spui decizia de demisie pe masă. Nu așa se procedează. Trebuie întâi tu, la nivel interior, să-ți aduni resursele, conștientizarea și puterea personală ca să poți acționa. Eu aici îți pun în mână armura, eu îți dau informația și mai ales vom merge pe tehnici, așa cum am spus, rapide. Nu ai nevoie să stai ore în șir zicând Buddha, Buddha, iluminează-mă, că aia sunt pentru călugării tibetani din tufă. Tu ești un om al zilelor noastre care trăiește într-un oraș. Să ne imaginăm, dau la întâmplare, București sau o altă capitală, dar nu neapărat capitală, un oraș normal, unde tu te scoli dimineața, îți îmbraci copiii, arunci la școală, te arunci și pe tine în mașină, te duci sau în autobuz, te duci la serviciu. Spune-mi, te rog, tu, cum poți să te compari cu unul care trăiește în Tibet, într-o mănăstire, nu-l deranjează decât poate țânțarul și musca, și aia e toată problema lui existențială. Normal că ăla stă și meditează, că se plictisește. Ce o să facă în mănăstire? Paște vaca, gătește, mănâncă și se roagă pentru umanitate. Și aia e meseria lui și foarte bine că o face. Dar tu, omul de în ziua de azi, care ai familie, copii care vor mâncare, care nu-și fac temele, care se ceartă la școală, bărbatul sau nevasta plină de criză, îți numeri banii pentru rată. Când, Doamne, iartă-mă, să te duci tu într-o stare de zen, unde să te duci? La toaletă, să stai pe tron și să fii în zen? Nu se poate. Deci dacă tu știi să fii în zen așa, te rog, fă un webinar ca este umplit de bani, crede-mă, să fii cel mai bogat om din lume. Dacă descoperi cum, poți să te duci să stai în meditație. N-ai cum, n-ai timp, nu se poate, nu există, deci nu se poate. Prin urmare, tot ceea ce creez eu în acest webinar și în webinar în general sunt tehnici simple. O tehnică pe care ai nevoie să o faci 2-3 secunde, cât închizi ochii și respiri și vizualizezi ceva și vei vedea în webinar ce vizualizezi. Ai nevoie doar de o vizualizare, pentru că acea vizualizare conține o amprentă informațională despre care vom vorbi, of course, desigur, bineînțeles, la webinar. Așa încât, în webinar vom învăța, printre foarte multe altele, cum să devii fericit tu. Pentru că tu trebuie să înveți să fii fericit pe trup, trebuie să înveți să fii fericit pe suflet, pentru că spiritul nu are emoții, deci n-ai de ce să accesezi spiritul. Spiritul este observatorul, spiritul este cel care face posibilă întâlnirea din acest webinar. Nu glumesc, spiritul tău știe dacă webinarul este pentru tine sau nu. Deja s-a și întâmplat în spațiu cuantic. Prin urmare, eu te voi învăța să înțelegi autentic ce te face pe tine fericit. Pentru că dacă tu îmi spui, ca toată lumea, pe mine mă face să fiu fericit, să fiu iubit. Pe mine mă face să fiu fericit să am o sumă de bani în bancă. Eu voi fi foarte fericit când îmi voi plăti creditele. Eu voi fi foarte fericit când voi învăța, nu știu, să croșetez. Sau când voi întâlni iubirea vieții mele. Tu nu observi că standardul tău de fericire este nu numai foarte jos, ci improbabil să se întâmple? Nu numai că tu proiectezi, eu voi fi fericit când voi face, deja ai vorbit la timpul viitor, și proiectezi fericirea ta pe ceva exterior, pe bani care să-ți achite nu știu ce, pe un alt om care să te facă nu știu cum, pe a-ți atinge o stare corporală. Eu voi fi fericită când voi slăbi. Asta a fost obsesia mea în șir. Pe urmă mi-am dat seama că e bullshit, e o mare prostie. Fericirea nu vine din ceva exterior ca să mulțumesc pe alții. Fericirea nu vine din a avea o expectanță legată de o altă persoană, legată de o situație, legată de un eveniment la care apelez. Ăla este un drog. Aia este o iluzie. Fericirea autentică este un cod pe care îl deții numai tu. Așa cum amprentele sunt unice. Amprentele la degete sunt unice. Harta ta a nașterii tale este unică. Numele tău este unic, are un cod informațional în el. Tu ai unicitatea ta. La fel și valorile tale spirituale sunt total diferite de ale altora. Fericirea este un cod. Iar în acest webinar te invit să-ți accesezi acest cod. E numai pentru tine. Și ok, n-ai să poți să fii live, nu-i nimic. Hai să-l urmărești ulterior. Dar vino și află, plantează-ți sămânța, pentru că după aceea tu devii grădinarul care udă și stropește această sămânță. Tu îți vei alege temporizarea. Vrei să trezești sămânța în viața asta? Foarte bine. Vrei să o trezești cât mai repede? Excelent. Îți este frică încă să vezi rezultatul ei? Nu-i nimic. Poți să faci și viața următoare. Timpul este infinit. Dar depinde de tine să-ți aduni curajul interior, să vezi informația, să ți-o reamintești, pentru că eu tot ce voi face în relația cu participanții la acest webinar de deschidere este despre a vă reaminti cine sunteți voi. Nu vă fac să fiți alte persoane, că nu aveți cum să fiți alte persoane, n-ați mai fi autentici. Dar ce pot să fac este să vă reamintesc prin tehnicile simple, rapide, unice pe care le prezint, cum să îți reamintești starea de putere. Pentru că abia în starea de putere te poți alege pe tine. N-ai cum să te alegi pe tine din stare de vulnerabilitate. Și după acest speech motivațional, sper să aveți, știți, chiar dacă alegi să nu vii la webinar, bă, ia cu tine vibe-ul ăsta când am urlat aici. Să ai o zi cât mai faină. Amintește-ți că poți, amintește-ți că în tine este o sămânță care abia așteaptă să fie fericită. Dar autentic, nu copiind alte modele date de alții, ci tu autentic. Așa încât vrei webinar, vrei să devii extraordinar, puternic, fabulos. Da, astea sunt cuvintele pe care le vom folosi la 5 secunde în webinar. Puternic, fabulos, extraordinar, minunat, total, absolut. Atunci scrie frumos pe contact@alexandracoman.ro. Dar nu veni în acest webinar doar ca să caști gura. Vino în webinar ca să plantezi o sămânță în interiorul tău care te duce spre calea ta de fericire. E calea ta, e unicitatea ta, nu e altuia. Contact@alexandracoman.ro. Să ai o zi superbă!